Domnule deputat Munteanu, stimați preoți parochi din Comuna Ion Creanga, dragi cetățeni din Comuna Ion Creanga, vă rog să-mi permiteți să vă spun un binevenit Hristos Înviat, cred că sunt cel mai frumoase cuvinte pe care le poate spune un credincios ortodox în această frumoasă zi de a doua zi de Paște. Inaugurăm astăzi, 2 mai 2016, unul dintre cele mai frumoase cămine culturale dintre comunele județului Neamț. După cum observați, el este format dintr-o sală de festivități cu 450 locuri pe scaune. În spatele meu este o sală pentru bucătărie sau pentru echiparea artiștilor. La intrare este un grup sanitar pentru bărbați, unul pentru femei. La ieșire pe stânga este alt grup sanitar pentru bărbați, pentru femei, un duș pentru bărbați, un duș pentru femei. La etaj cuprinde o bibliotecă comunală formată din 3 sări, un muzeu etnofolcloric format din 2 sări, o sală pentru tineret și o sală pentru pensionari, unde se găsește un televizor pentru urmărirea unui film, un calculator pentru un internet și jocuri de societate, un șah, o remi și alte jocuri. Cred că sunt în asentimentul dumneavoastră să vă doresc multă sănătate și să stăpânim în liniște și în pace. În continuare, după sfințirea acestui cămin, vom merge la parc, vom sfințe foișorul din parc, vor sfințe monumentul eroilor Comunii Ion Creanga. Pentru prima dată în istoria Comunii am strâns toți eroii din comună într-un singur loc. De multe ori, de Ziua Armată sau de Ziua Eroilor, eram întrebat de generalul Prăteanu de la eroii de pe județul Neamț. Domnule primar, unde depuneți astăzi o coroană de flori? Strângeam din numeri și ziceam că la biserică, dar nu avem unde. De acum înainte, în fiecare an, de Ziua Eroilor, avem unde să depunem o coroană de flori, pentru că dacă mai suntem încă pe aceste meleaguri, la răscrucea asta de vânturi ale României, suntem datorită eroilor înaintașilor din primul război mondial și din al doilea război mondial. După care vom avea un frumos spectacol de muzică populară, între orele 14 și orele 18. În continuare, dau cuvântul domnului deputat Munteanu să ne spună câteva cuvinte, după care urmează momentul religios. Hristos a înviat și vă spun că astăzi această sărbătoare foarte mare de la Ion Creanga s-a așezat mai bine cum nu se putea. Odată cu cea mai mare sărbătoare a Ortodoxiei, așa cum spunea patriarhul nostru, prea fericitul Daniel în pastorala de Paște. Ceea ce v-a spus domnul primar Plichici nu e la nivelul la care trebuie spus. Nu știu câte, sau dacă mai e vreo comună în județul nostru, care a inaugurat în ultimii ani, repet, nu anul ăsta, o astfel de construcție, un astfel de loc în care să se ofere de la copii până la pensionari, prin spațiile care sunt puse la dispoziție, totul. Este clar că e meritul primarului, a consiliului local, al dumneavoastră, al oamenilor din comună. De altfel, nu e o noutate, cu mai mulți ani în urmă, eram și eu mai tânăr inginer, coleg cu petrică Plichici, veneam pe aceste dealuri. Nu am văzut atunci asfalt pe ulițele sau pe străzele satului, nu am văzut multe lucruri. Comuna merită pentru că are oameni de mare calitate. Și când spun asta, iată, numai prezența dumneavoastră aici. Într-o zi atât de importantă, într-un număr atât de mare, ocupate toate cele 350 de scaune și am putea spune că mai sunt vreo 40-50 în picioare. Așadar, veți avea loc unde să vă distrați, să vă bucurați pentru dumneavoastră. Vă doresc tuturor multă sănătate, să-l stăpâniți sănătoși, să vă bucurați de tot ceea ce vă puteți realiza aici și, în același timp, să aduc un salut prea ucenicilor preoți din Comuna Ion Creanga, care, pe lângă sărbătoarea mare care a fost, care o știm, drumul crucii, traseul la cele 14 troițe, iată prezenți din nou aici, așa cum spune întotdeauna, forța satului e dată de biserică, de școală și de primărie. Lucrurile sunt în regulă și vă doresc toate cele bune și în acest an. Numai bine!
dragi mei, pare rău că de la ce picioare toată lumea la frumos. Slavă Sfinte, cel de ființă și de viață păcătoare, nedespărțite trăie. Creanga,
minuni de ei și să cântăm cântare de biruință, lumina să zicem, bucurați-vă! Și să lăudăm pe pricinuit
Sfânt, ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Mare, mare, mare,
Doamne, Dumnezeul nostru cel mare, cu sfat și minunată lucrări, făcătorul a toată făptura cea văzută și cea nevăzută, cel ce păzește așezământul tău și dai mila ta celor ce te iubesc pe tine și păzești poruncile tale. Cel ce primești lacrimile cele de umilință ale tuturor celor din nevoi, că pentru aceasta ai venit în chip de rău, nu cu năruciri înfricoșându-ne pe noi, ci dând adevărată tămăduire trupului și zicând, iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești. Încă și din tine ai făcut om sănătos și poruncini să se speră prin cuvânt, ai făcut să se sălășluiască lumina. Cel ce oprești valurile patimilor celor potrivnice și potrivești marea cea sărată a acestei vieți și îmblânzești pornirile cele greu de purtat ale plăcerilor. Însuți iubitorul de oameni împărat, cel ce ne-ai dat nouă să purtăm veșmânt luminat ca zăpada din apă și din suc. Și acum trimite harul prea Sfântului și de viață, făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul prea Sfântului și de viață, făcătorul tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul prea Sfântului și de viață, Sfântul tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Așa ne rugăm, cercetează-ne putința noastră bună și tămăduiește cu mila ta bolile noastre, cele sufletești și trupești, pentru rugăciunile prea curate, prea binecuvântate, stăpânei noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstită și de viață Făcătoare Cruci. Cu ocrotirile cinstitelor șeleștilor ne trupești puteri pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorului și botezătorului tău Ioan, ale sfinților, slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale celor sfinți, părinților noștri, mari dascăle, lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore de Dumnezeu, Cuvântătorul și Ioan, Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Kiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor întru sfinți, părinții noștri, Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundinei și Nectare de la Echina, Făcătorii de minuni, Calinica, Cernica, Iosif cel Nou, Iore și Sava, Antimii Virianul, Iosif Mărturisitorul, Gelasie și Leontie, ale sfinților, slăviților, mari, ucenici, Gheorghe, Putătorul de Miruință, Dimitrie, Izvorătorul de Mir, Teodor Tiro, Teodor Stratilat, Ioan cel Nou, Sergii și Vat, Ioan Balacul și Oprea, ale sfinților, preoți, mărturisitori Ioan și Moise, ale binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, ale sfinților Martin, Constantin, Vodă, Brâncoveanu și cei patru fii ai stării, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Ianache, Sfetnicul, ale sfinților mucenicilor Tăia și Tatiana și ai tuturor sfinților, bun biruitori, mucenici și mucenițe, ale sfinților, slăviților și făcătorilor de minuni, doctor fără de arginți, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Diomit, Mochi și Anachitaleu și Trifon, ale cuvioșilor Dumnezeu purtătorilor părinții noștri, numele de Capolitul Nicod din Gratismana, Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie, Ioan de la Prislop, Antonie de la Iezerul Vâlcii, Daniel Sihastru, Ioan Casian, German și Ioan Iacob de la Neamț, ale Sfintelor Cuvioasei Maice, Paraschiva de la Iași și Teodora de la Sicla, ale Sfântului Mucenic Atanasie cel Mare, al Atanasie al III-lea Episcopul Constantinopolului, a căror pomenire o să vârșim astăzi, ale Sfinților și Drepturilor și Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților Tăi. Și păzește, Doamne, pe drept credincioșii Tăi rău, dându-le lor sănătate sufletească și trupească. Păzește, Doamne, pe drept credincioși, și împlinește toate cele de trebuință acestei opți creștine care slujește Ție și fiilor într-o toată milostivă. Adu-ți aminte, Doamne, de toată episcopia
copii a drept credincioșilor care drept învață cuvântul adevărului tău și de tot cinul preoțăși și călugăresc și de mântuirea lor. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce ne urăsc și de cei ce ne iubesc pe noi, de frații noștri care slujești și stau de față, de cei ce pentru binecuvântate precii nu s-au întâmplat aici și de cei care ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii. Adu-ți aminte, Doamne, și de părinții și frații noștri care sunt în robie și în supărări și miluiește pe dânsii după mare mila Ta, izbăvindu-i de toată nevoie. Că Tu ești izvorul tămăduirilor Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Și a bântuit diavolești. Că Tu ești Cel ce binecuvântezi toate, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Credincioșii din parohia aceasta și din comuna aceasta, ne rugăm pentru cei care s-au adunat aici la săvârșirea acestei sfinte slujbe. Ne rugăm, Doamne, pentru copii și pentru nepoții noștri, pentru creșterea lor ușoară și luminarea anunților la școală. Ne rugăm, Doamne, pentru cei noștri plecați departe în alte țări. Ne rugăm, Doamne, pentru cei care călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer. Ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi, care sunt în suferințe, care sunt în spitale, prin operații. Ne rugăm și pentru bătrânii noștri, părinții noștri și bunicii noștri, care sunt în neputința lor sufletească și trupească. Ne rugăm, Doamne, Dumnezeu nostru și pentru dușmanii lor, pentru liniștea lor și pentru ca Dumnezeu să-i întoarcă pe cel pe calea cea bună, că binecuvântat și preastăvit ești în viacul viacului.
auzi-ne pe noi, Dumnezeu nostru, nădejdea vrăjmașilor pământului, a celor care sunt departe pe mare, că milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu, ești ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Înțelepciune, binecuvintează! Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Luminează-te, luminează-te, Domnul Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit! Salta acum și te bucure soane, arătă curat, Născătoare Dumnezeu, veselește-te în puterea celui născutată! Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând! Vorbind de viață, dăruindu-le! S-a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând, cel de urmă într-o viață de lui adevăratul Dumnezeu nostru, pentru că cele prea curate Maicii sale cu puterea să le viață cătoare în cruci și pentru rugăciunea tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască noi ca o cruce de oameni iubitori. Ne-a dăruit o viață veșnică, ne înfrăm în virilucile de-a treia zi. Participați la acest moment deosebit. Din tot sufletul vă spun Hristos a înviat. Ne găsim în a doua duminică, în a doua zi, cu acest mare praznic al creștinătății, sărbătoare așteptată cu atâta nerăbdare de toți românii, putem spune. Ne-am bucurat că l-am văzut de Hristos a înviat. Pentru că învierea lui Hristos este o speranță pentru noi toți. Ne-am pregătit pentru această întâlnire tainică. Timp de 7 săptămâni am plecat în pelerinaj spiritual, avându-L ca conducător și povățuitor pe însuși Fiul Dumnezeu. Iar la sfârșitul acestei călătorii am primit fiecare dintre noi în Sfânta Lumină, în Sfânta Noapte, lumină în mână și lumină în inimă. Dar iată că pentru comuna noastră și pentru satul Ion Creanga, acest post a adus nu numai bucuria învierii. Pentru că în acest post, în această perioadă, mai bine zis, s-au întâmplat două momente deosebite. Am avut șansa ca să sfințim către cel mai frumos drum al crucii din toată zona Moldovei, exceptând Iașul. A fost o operă frumoasă, o muncă titanică, a fost un parteneriat între biserică și primărie și aș dori ca să mulțumesc în mod deosebit consilierilor de la primărie, care sunt direct așa atenta pastorală a Domnului nostru primar, am reușit ca să ajungem aceste 14 trozi unicate
V-ați bucurat toți, ne-am bucurat și noi, pentru că am văzut, într-adevăr, că s-a materializat o idee la care de foarte mult timp speram. Pentru câteva ore sau putem spune pentru câteva zile, Biserica Ion Creanga și Comuna Ion Creanga a fost, cred că, prezent pe toate canalele de televiziune și cred că internetul a înflorit cu satul nostru. Așa că este o mare realizare, primul rând spirituală pentru biserică, pentru fiecare dintre dumneavoastră. Pentru că programul acesta, pe care a început, l-am legat de drumul crucii, va avea o finalitate mult mai profundă. Nu vă spun care, știți, dar nu spunem încă, ca să fie o surpriză pentru toată lumea, chiar dacă toți știm. Adică sperăm că într-un timp mai scurt sau mai puțin scurt să ridicăm acolo sus, pe dealul Muncelului, o biserică care se vegheze alături de cele 14 troițe și de crucea ridicată sus, să vegheze satul acesta. Pentru că fără cruce nu există patimă, fără cruce nu există moartea Mântuitorului, dar fără cruce nu există învierea Mântuitorului, de care ne-am bucurat toți acum și aici. Iar al doilea moment pe care îl trăim acum, alături de momentul învierii, dragii mei, este sfințirea acestei lăcași de cultură, care iarăși primăria l-a ridicat prin grija consilierului și a domnului primar, spre folosul dumneavoastră tuturor. După ce am săvârșit pe mine cu preacucenicii părinți, am săvârșit aghiazma de sfințire și am sfințit un de lemnuri, împreună cu dumneavoastră, care aveți plăcere, vom merge și vom binecuvânta întreaga clădire, toate camerele acestea, de care vă veți bucura dumneavoastră, de la mic și până la mare. Ne-am avut ocazia să vizităm clădirea, este foarte bogată, se vor desfășura aici, în această clădire, fel de fel de activități. Copiii vor putea să citească, copiii vor putea să vină să la bibliotecă, vor putea să se joace pe calculatoare și pe internet. Cei mai în vârstă aveți sală unde veți putea veni să jucați șah, table și așa mai departe. Se va inaugura și un muzeu al satului. Este o clădire, sala aceasta imensă pentru spectacole sau pentru alte activități de care dumneavoastră veți avea nevoie și așa mai departe. Este o împlinire a lor unor mari năzguințe și vise. Așa cum noi, biserica, am visat să ridicăm cele 14 troițe, domnul primar a visat să ridice această clădire extraordinară alături de acest parc prin care ne vom plimba peste câteva momente, pentru că acolo ne vom deplasa ca să sfințim și monumentul dedicat erorilor care au căzut în câmpurile de luptă pentru apărarea și pentru eliberarea neamului românesc. Avem obligația aceasta morală de a aduce aminte de ei, pentru că prin sângele lor s-a ridicat neamul acesta al nostru, chiar dacă acum societatea românească s-a îndepărtat, nu toată, o parte, de ce înseamnă istorie, de ce înseamnă cultură. Am avut o brăznicia să aruncăm de Eminescu la coșul de gunoi, dar fără cultură, fără istorie, suntem un popor pierdut. Dacă vrem să fim permanenți servitori europei și cerșetorii, atunci să renunțăm la tot ce am avut. Tot ce neamul acesta al nostru a adunat prin jertfă 2000 de ani. Un neam care are verticalitate, păstrează cu sfințenie tradiția și ține la ea. Așa că vă mulțumesc foarte pentru participare. Mulțumim invitații, mulțumim domnul deputat, v-ați deplasat în această zi deosebită, când foarte buni puteți să stați cu familia. O vedeți foarte rar. Ați venit ca să fiți cu noi și să vă bucurați de bucuria noastră. Mulțumim domnului primar pentru această întâlnire deosebită pe care ne-a acordat-o nouă tuturor. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă apere, să vă sfințească.
să vă țină curați și neprihăniți, acum și pururea și în vecii vecelor. Amin. Hristos a înviat. Este căminul acesta cultural, cu harul preasfânt Duh, prin stropirea cu aceasta, cu sfințită și prin ungerea, cu un de lemn sfințit, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se binecuvintează așezământul acesta cu ungerea cu un de lemn sfințit, în numele Tatălui, Amin. Al Fiului, Amin. Și al Sfântului Duh. Hai, băiți! Așa. Bun. Se binecuvintează, se strângește căminul acesta cultural, cu harul pe azi în flut, de zorbea cu apă sfințită și prin ungerea cu un delen sfințit, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Mergem mai departe. Da. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează, se binecuvintează, se binecuvintează, cu harul prea Sfântului, spre apă sfințită și pe ungerea, cu un drept sfințit în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Să mergi mai departe. Thank you.
moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte și sfințește crucea aceasta în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Darul tău și sfințește și crucea aceasta în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, și sfințește și crucea aceasta în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Dumnezeul slavei, Dumnezeului Sabaot, care prin pomul vieții cel de mijlocul railui, ai închipui mai înainte crucea cea de viață păcătoare și locul bunii ascultării, prin gustare de pătășarce peste moșii noștri și tot neamul omenit s-a izbunit din rai, la moarte i-a dus și dus la o semnul crucii purtătoare de viață, de care iubitul tău fiu pironit din. A murit cu moartea pe moarte și a omorât și puterea diavolului și a sfărâmat, Doamne, pe el, iar biserici tale mea nebiruită, sfințire și acoprântare, credință, întărire pentru aceasta și noi robii tăi, Doamne. Starea Brânței Fiului Tău a Domnului nostru Iisus Hristos și trimite peste noi binecuvântat, Doamne. Binecuvintează, Doamne, și acest monument, această cruce, o sfințește și o umple de putere și de binecuvântare. Așa te rugăm pe tine, Părinte Preasfinte, pentru sfintele tale pătimii, pentru vărsarea Sfântului Sânge și moartea ce păcătoare de viață. Însuți, Doamne, Dumnezeul nostru și această cruce ridicată aici, spre aducerea aminte pentru eroii căzuți pe câmpurile de luptă, pentru apărarea și pentru neatânarea neamului românesc, trimite, Doamne, harul Tău peste acest monument și peste această cruce, o binecuvintează, o sfințește și dă-i ca să fie semn frucător și tare asupra tuturor vrăjmașilor, iar poporul tău să fie acoperământ puternic, credință, întărire, nădejde sporită, la războaie, biruințe și sporire în toate faptele cele bune. Că binecuvântașă preastăvitește în viacul veacului. Amin. Se sfințește această cruce cu harul preasfântului tău, prin stopirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se sfințește monumentul acesta închinat eroilor căzuți pe câmpuri de luptă, prin stropirea cu aceasta apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Sfințește monumentul acesta ridicat sfintele eroilor căzut pe câmpurile de luptă, lagere și închisori, prin stropirea cu aceasta apă sfințită, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Yeah.
E plină, plină astăzi de lumină și parcă întreaga lume mai senină de același gând curat din cer adus. Creștinii vin tăcuți la vale și doi de se întâlnesc în cale își spun cu sufletul curat: Hristos a înviat, creștine! Bine v-am găsit în sânul celei mai frumoase și poate celei mai luminoase sărbători ale creștinătății de 2000 de ani încoace. Și ca la orice sărbătoare, nu puteam lipsi noi, oamenii. Nu puteau lipsi cântecele și dansurile noastre populare. Nu putea lipsi o floare, căci de-l muncește dorul pe român, de-l cuprinde veselia, de se minunează de vreo faptă măreață, el își cântă bucuria, își cântă durerea, își cântă emoția, istoria, eroii, românul își cântă întreaga viață. Căci cântul tău, Moldova, e de leagăn, hora ta de codruie. Nu-i pe lume un meleag mai pașnic, alt meleag mai sfânt pe lume nu e. Și joc mai mândru decât hora nu e în țara nimănui. Ia-ni dragă tuturora, că e jocul neamului. Cât e lumea să trăiască, hora noastră din străbuni, și ca ea să înflorească neamul nostru de români. Să înfloriți și dumneavoastră aici, în comuna Ion Creangă, alături de ansamblul folcloric al Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare din Piatra Neamț, cu un nume sugestiv ce-ar dori nu doar să purtați pe viață flori în păr, flori la pălărie, ci în sufletele dumneavoastră. Să înfloriți ca florile în glasă, alături de ansamblul folcloric Floricică de la Munte!
deosebită de dansul din muntenia noastră strămoșească. Tot ceea ce veți vedea în această după-amiază a programului artistic pregătit pentru dumneavoastră de ansamblul folcloric Floricică de la Munte este pregătit trup și suflet de instructor coregraf artistic, o doamnă distinsă, o prietenă dragă sufletului meu, Popovici de Vilea, căreia vreau să-i urăm ani înfloritori de cânte și de joc aici, pe meleagurile noastre moldovenești, alături de copiii săi minunați, care se pregătesc, cum am spus, trup și suflet și haină sfântă pentru dansul nostru popular. Am venit! Succes în continuare, rămâneți la fel de frumoși, așa cum vă știm noi și pretindeni pe unde trec, să știți că lasă în urmă o mireasmă asemeni florilor. Parfumul lor se simte adânc în sufletele tuturor celor care îi urmăresc și care desigur vor dansa alături de ei, sunt convinsă. Am venit aici la dumneavoastră, am poposit pe un meleag sfânt, zic eu, pe un tărâm de poveste, căci mie personal îmi dă emoție însuși numele Ion Creangă. Se spune că Dumnezeu așează oamenii potriviți pentru locurile create. Sunteți cu adevărat binecuvântați să locuiți în acest tărâm de poveste, unde poate acum câteva zeci de ani Ion Creangă, copil precum nepoței dumneavoastră, hoinărea și el ștrengar pe la târgurile din zonă. E minunat că-i poartă această comună numele. Și pentru că am venit în acest loc de poveste, nu puteam să vă aducem în dar decât povești scurte, de la lume adunate și înapoi la lume date. Se spune că pomii, la începutul, vorbeau graiul stelelor, dar auzind în apropiere cântecele limbii noastre, ei au muțit de uimire și de admirație și de atunci, în locul cuvintelor, nu mai scot pe ramuri decât fructe. Roade ale cântecului popular le aduc astăzi în dar pentru dumneavoastră două tinere fecioare, două mândre flori. E vorba de Sânziana Oșlobanu și Miruna a Vasiloaiei. Vă invităm la dans! Thank you.
Să mă întreb, unde-a pășărul, carină, unde-a pășărul?
tati, iar așa, așa, așa. Și-o, băi, mă, și